Domnul președinte, aveți cuvântul? Da. A fost convocat astăzi în ședința Consiliului Local al Comunei Timișești. Având ca proiect de hotărâre următoare, două proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Timișești din Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității Educației în unitățile de învățământ pe Universitatea de Stat din Comuna Timișești. Doi proiecte de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Comuna Timișești. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Vă mulțumesc. A ședinței procesul verbal la ședinței anterioare, îl aveți în față, dacă aveți ceva obiecțiuni. Dacă l-ați citit, nu sunt probleme. Supun la vot procesul verbal al ședinței de data trecută. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la punctul ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei în Comisia pentru Evaluare și Asigurare Calității Educației. Comisia? Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, propuneri, alte propuneri, supuneți la vot articolul cu domnul Dascălu și domnul Stoianovici, și vă dați să se voteze, ca să fie ei au ieșit pe comisie și cu domnul. În cadrul comisiei, domnul Dascălu a propus pe domnul consilier domnul Ioan, iar domnul Stoianovici a propus pe domnul consilier Mitraia Gheorghe. Domnul Tofan a propus pe domnul consilier Vornicu Mihai. În urma votului exprimat, domnul Dascălu și domnul Ioan și domnul Dumitroaia au primit câte 9 voturi. Deci, supunem la vot dacă sunteți de acord cu cei doi domn consilieri pentru comisie. Deci toată lumea? Da, până la mișcare, domnul comunitar. Articolul 2 din hotărâri, puneți la vot. Articolul 2, în baza prezentei, se aprobă puterea Consiliului Local al Comunei numărul 87 din 31 august 2020, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Consiliului în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Timișești. Dacă sunteți de acord cu articolul 2, unanimitate, mulțumesc. Articolul 3, secretarul general al Comunei va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoane interesate în termenul prevăzut de lege. Cine este pentru? Articolul 3. Pe total? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 1 a fost aprobat. Trecem la proiectul numărul 2. Comisia? Aviz favorabil. Aviz favorabil. În urma consultărilor în comisie, domnul Dascălu a propus ca domnul Groza Romică să facă parte în comisia de evaluare. Cum? În comisia de evaluare. Evaluarea prin? Educație. Se face parte la vădăm. Deci, coaliția funcționează. Da, domnul Groza a primit 9 voturi. Dacă mai sunt alte discuții, cu toate aceste proiecte de hotărâre. Da. Noi vreau să ne suntem de acord în această propunere.
Nicolu Formulație, cu domnul Groza. Cu domnul Groza, în... Da, da. Primim 9 voturi. Eu sunt pregătit? Este vorba de rețeaua Orange sau de acolo? Ce are internet? Nu vă mai. Cum îi pune, domnul director? Să punem în regulă, pentru că nu am proiectat
Ne putem desfășura ședințele în condiții opuse. Dar te supunem la vot. Supunem la vot propunerea, cererea... Da, fiecare consilier local spune cum opțiunea dumneavoastră pe această problemă există. Da, nu sunt de acord. Eu sunt de acord cu prelungirea. Cine este pentru? Hai să-ți centralizăm și votul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voturi. Se poate și unul din altul? Da, nu se scrie și nimic. Păi, nu sunt care sunt potrivă, v-am fost nominalizat procesul de verbal, cum s-a votat. Corect. Da, e nominal. Cu potrivă. Da. Potrivă, abțineri. Cine este potrivă? Cine? Împotrivă. Domnul Oanicu și cu... Două voturi împotrivă. Da. Domnul Oanicu și domnul Oanicu, da? Domnul Oanicu și domnul Oanicu. Domnul Oanicu și consilierul Oanicu s-a abținut. 8 voturi pentru. Da. Consilierul 8 voturi. Da. Am notat. 8 voturi. Asta sunt în cheia la cuvânt? Am o întrebare cu da, domnul primar. Pot? S-a scris la cuvânt domnul Oanicu, da. Aveam o întrebare pentru domnul primar, dar nu prezent. Cu ce îl deranjează parcarea din fața curții Meric? În așa de tare încât ieri și al albieră a venit personal să pozeze, nu știu ce, boscheță din parcare, nu știu ce urmă să pozeze. Să răspunde domnul primar. Păi dar vreau să-l întreb, dar nu. O să vă răspund, mai întâi dată. Este o adresă, din câte știu, de la Drumurile Naționale, pe care să vină dumneavoastră. Cu siguranță, da. Dar parcarea e făcută de ani de zile. Nu știu, domn, bicicletă, când s-a asfaltat parcarea în față? Parcarea la mine în față s-a asfaltat de 4 ani. Știți, nu? Păi știu foarte bine. Și atunci, de ce domnul primar vine și îmi pozează doar mie parcarea? De ce? Parcarea, mașinile din parcare. Este o adresă, este o adresă la poliția rutieră. Nu știu dacă poliția rutieră. La poliția rutieră. Poliția rutieră de ce? Pentru că nu să parcare de la pasarelă până la Chișinău, să parcare în curtie. De la pasarelă până la Chișinău, dacă ne aducem puțin minte, cred că sunt vreo 17 cazuri care s-au construit. S-au construit. Nu, s-a construit în perimetrul drumurilor naționale, s-a intrat. De asta, drumurile naționale. La mine nu-i construit. Că n-ați spus, nu eu, personal. Ați primit adresa de la personal, adresa de la drumurile naționale. La insistențele, nu v-ați simit cum ar puteți. Și noi, eu, asta îmi întreb. Ce căuta el să facă poze în parcare? E domeniul public? Domnul e domeniul public. Domnul se poate poza? Da, da. Păi de adresa, aveți colegii. Da. Întrebarea adresată, că este important. Ce a căutat? De ce îl demandează pe domnul primar? Da. A terminat de probleme comunității încât să asta a rămas. Parcarea e foarte tare. Case, expune. Pot termina tot? Da, poate în fața casei mele, personal. Păi asta se va continua procesul verbal, nu? E singura problemă. Cu... Da? E ultima problemă comunității, parcarea lui vorbim cu Mihai. Și de ce a chemat persoane ca să dea declarații? Poliția locală, dar e cu siguranță la demnul primarului. Nu a venit... Poliția locală nu face ceva de capri în comunitate în șeși. Dar nu cred că poate să-i exprima părintele lui Vodin. Da. Parcarea mea. De acolo e. De acolo e. Nu, din public. Parcarea mea e pentru un național, da. Dar ce treaba de el să... TV-155, da. Proprietarii sunt grupuri naționale. Domnul, nu mă rog, că aveți... Dar sunteți proprietari acolo pe această parcare? Nu, nu, nu am nicio treabă de parcare. Sunteți proprietari pe această parcare? Nu sunt proprietari, eu am doar acces în grupul național. Nu sunt proprietari. N-am construit-o eu. Domnul Oanu, solicitări. Pe intrebiți din Consiliu, propun fiecare, dacă are un domn, un problemă personală cu primarul, înseamnă și de primărie, primar. Să zic Consiliu Local, dacă problema unui personal primește Consiliu Local, nu se pun aici. Dar da, se ridică un punct de vedere... Da, domnul Consiliu, nu-i primărie, de primar acolo. Am lăsat, am lăsat, am lăsat.
Eu ca și consilier, ce treaba mea care e domnul primar? Problema ta cu lui, scris la el, îi faci ce-i faci și îi scris acolo și el nu spus, în 30 de zile. M-a dus și nu era. Astăzi v-am spus. Treaba ta, dar ce treaba consiliu local? Domnul, că așa vreau să știi toată lumea, da, sunt de altceva. Deci nu-i treaba consiliu local asta. Să știi toată lumea și poți să-i dezbat a comunității, nu-i treaba consiliu local. Mie, dacă vine cu domnul ăla, primar sau chem primar, cu consiliu local. N-ai problemă cu consiliu local, nu-i problemă cu consiliu local. Și vreau să a fost adresul făcut din primar. Dar nu-i problema de consiliu local, domnule. Eu nu pot în numele primul consiliu local. Eu să vă arăt ce primar avem, de asta spun. Dar nu-i interesat de treaba ta. Bă... Domnul Cozal, președinte. Deci, eu am să trec peste celelalte lucruri care... Domnul om are multă dreptate, domnul Cornicu nu are dreptate și vreau să vă spun un lucru. Domnule, sunt elegant la preotul, pentru că preotul a intrat în reconstrucție totală. Dar ca om, tot eu sunt omiță aici, deci ca lucruri care se modernizează colana cu apă, să fac lucruri, să... cum să vă spun? Deci, lucrurile astea se muncește. Deci, lucrurile astea sunt boierile. Noi, timp de, dacă mai avem, 3 ani de zile. 3 ani de zile o să avem treabă cu domnul Vorbici. Pentru că el are treabă cu primarul. Primarul e plecat la București, nu interesul lui. Tot pentru treaba asta. Iar ca să vă spun, la modul cel mai elegant, puteți să-mi răspundeți, domnul Vorbici, dacă dumneavoastră aveți autorizații de la direcția la CDR-ul. Deci Direcția Generală a Drumurilor Naționale pentru ce ați făcut acolo și ați ocupat, spuneți-mi și mă de consiliu. Ce am ocupat? Nu, ce ați ocupat acolo? Unde aveți mașini, unde aveți stări. Cu dumneavoastră aveți autorizații de construcții. Pentru ce? Strict. Construcții. Nu aveți și pentru cealaltă parte. Deci este drumul. Dumneavoastră ați ocupat acolo. Eu personal am ocupat. Poftim? Deci eu vă întreb așa. Aveți autorizație pentru a ocupa de la Direcția Generală de Drumuri Naționale, unde aveți mașinile și parcarea unde faceți dumneavoastră construcții? Și puteți să ne spuneți în Consiliul Local dacă tot este treaba? Nu, ca să construiești ceva trebuie să fii proprietar. Nu sunteți proprietar acolo. Și puteți să-mi spuneți ce... Cine construiți acolo? Eu te întreb. Deci suntem în Consiliu. Așa. Că... Domnul om, mai vreme la... Mai oameni buni. Haideți să-l ascultăm pe domnul Roza. Așa, este terminat așa. Să suprapun și nu înțelegi nimic. După ce te vede domnul Roza, îi spune la spune la răspuns. Domnul președinte, domnul vicepremier, pentru faptul că am fost contestat relativ de domnul Vornicu, eu aș vrea să... Ce sens? Domnul Vorbici. Deci, mă lăsați să termin. Deci, apropo de ce spunea și domnul Moru și ce spuneau ceilalți consilieri, acolo, ce spunea și domnul viceprimar, perimetrul care este al unui naționale. DN-115. Puteți să-i prezentați și noi că v-ați luat și de primar, v-ați luat și din noi, v-ați luat de toată lumea, nu vă convinc de niciunul dintre noi care suntem în Consiliul Local, care, mă, relativ, așa, eu vreau să spun următor lucru. Aveți autorizație pe lucrările care aveți acolo? Ca să ai autorizație pe lucrările, trebuie să fii proprietar, ca să poți să poate... Și vrea să sunteți proprietar pe acostamentul drumului național? Răspundeți-mi la întrebare. Dar cum sunt proprietar? Și atunci de ce ai făcut construcții? De ce nu făcut? Dumneata. E serios. Păi... E serios. Și este rău și de acolo. Auzi. Dar nu degeaba. La inițiativa lui domnul Dornic, așa v-a dat declarații. Cu mătă, cu Lăduț, cu Matasul de Cate, cu Mian și cu pralea ieri. Ne-au luat pământul. De cât timp e făcută parcarea? Dar mai dat de timp de când s-a asfaltat acolo? Acum câți ani? 4-5 ani, nu? Parcare de ani, nu. Eu știu cum s-a făcut. Ei oameni au dat declarații pentru că tu i-ai pus să-ți facă parcare, nu i-ai parcare. Nu i-ai declarații, nu i-am pus eu. Serios. Dar pentru noi asta e problema Consiliului. Exact cum spune domnul. Interesant. Care a pus un pom, care are o floare în față, asta trebuie să ne vadă... Dar asta e ultima problemă a comunității. Nu e asta, dar dumneavoastră vă spun altceva. În curtea aia, în care suntem,
5-6 muncitori. Erau un 5-6 copii și 3 din parcarea aia, din drumul ăla. Ce-a făcut, primarul Mărcuiescu și mediul de afaceri din Comuna Crișești? Câte firme s-au înființat de prin primar, la să-l mărcuiesc, în Comuna Crișești? Trebuie să-l înființez prima anul? Păi nu, trebuie să ajute oamenii să-l înființez. Și nu ai trebuit. Trebuie să nu trebuie să stai într-o prostie niște. Dar dumneavoastră... Acum am o firmă, am 5 oameni, 5-6 familii care trăiesc de acolo. Așa. La primar. Și acum, Vasilică. Nu? E ca cum? Care e Vasilică? Vasilică, primarul. Nu poate dormi, vine el să fac, să-mi pozeze cu parcare. Deci vreau să vă spun că acolo trăiesc 5 familii cu copii mici care duc la școală. Deci banii care se muncesc acolo. Deci noi nu mergem la curat. Stai băi, omule, să îi trăiesc din parcare, ce e? Nu din parcare, din ce e? Trăiesc chiar acolo. Dar primarul... Dar cu cine aranjează, domnule, parcarea aia mea? Dar primarul ți-a fotografiat curtea sau parcare. Trebuie să vorbim pe rând. Ce aranjează parcarea mea? Sunt 50 de parcare de la Pasarelul până la Moldova. Deci, domnul președinte, când dați voie, scotirul lucrat, dar când dați voie. Deci, niciunul din cei care sunt prezenți aici, nu cred că are ceva cu domnul bun. Păi așa îmi spune, așa, mai ales dumneavoastră, domnul Drăza. Eu? Da, de la începutul discursului, tu ați avut ceva special cu mine. Da, eu vă întreb altceva. Este într-adevăr că aveți dosar penal pentru că ați făcut semnături false. Bă, asta e un lucru de acolo. Răspundeți, domnul Drăza. Atât dacă ești în sincer. Atât dacă ești în sincer. Nu primești consemnul ca aceste discuții. Declar închis în ședință. Deci ați salvat. Da, mulțumim frumos.